Corespondentul Chris Mitchell a venit în Israel împreună cu familia sa în urmă cu 12 ani ca să înființeze biroul de știri CBN din Ierusalim. Unde ne aflăm? În Ierusalim, centrul lumii întregi. Ce este în spatele nostru? Acolo, în spatele muntelui Măslinilor, este orașul vechi cu muntele Templului, unde au fost primul și al doilea templu. Este locul în care se va scrie ultimul capitol al omenirii, chiar aici. Am vizitat recent Israelul și l-am întrebat despre lucrurile pe care le-a învățat aici, de ce a scris o carte și ce crede despre viitorul Ierusalimului. De ce ai venit aici? Dumnezeu ne-a chemat aici. De fapt, un prieten bun de al tău, Derek Prince, a părăsit armata britanică și a vorbit cu o evreică în vârstă și i-a spus că dorește să locuiască în Ierusalim. Ea i-a spus, Derek, nu tu alege Ierusalimul, Ierusalimul te alege pe tine. Când a auzit această relatare, Mitchell și-a dat seama că Ierusalimul l-a ales pe el. Împreună cu soția și cei trei copii, el a ajuns aici în august 2000, cu doar 5 săptămâni înainte de izbucnirea celei de-a doua intifade, în care aveau loc zilnic atac cursini ucigașe și teroriste. Ai fost aici și pe timp de război. Cum faci față zilnic acestei situații? Știm că Dumnezeu ne-a chemat aici. Psalmul 91 spune că cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt se odihnește la umbra celui atotputernic. Fie că a fost vorba de a doua intifadă din 2000 până în 2004, de cel de-al doilea război libanez în 2006 sau de amenințarea unui Iran nuclear, acesta a fost versetul care ne-a întărit. Mitchell a fost pe câmpul de război și în locuri în care se zvonea că vor fi războaie. În mijlocul atacurilor teroriste și a tratatelor de pace, în mijlocul revoluțiilor și printre refugiați. El a făcut reportaje despre descoperiri arheologice revoluționare. Și despre operațiile la inimă care au salvat copiii din țările dușmane. Dar reportajele cele mai valoroase, spune el, sunt cele care au de-a face cu Biblia. Dintre toate reportajele pe care le-ai realizat în cei 12 ani, sunt anumite povești care s-au remarcat. Am făcut o călătorie de 3 zile din Odessa, din fosta Uniune Sovietică, până în Haifa. A fost un drum de 3 zile, dar a reprezentat împlinirea unei promisiuni vechi de 3000 de ani, făcută prin prorocul Ieremia, care a spus că poporul se va întoarce aici. Evreii se întorc în țară. Munții Israelului se populează. Samaria și Iudeea au fost numite de către lume Cisjordania. Dar dacă privim atent din perspectiva biblică, acestea sunt teritoriile pe care Dumnezeu le-a promis lui Avraam. Aceasta este moștenirea biblică în care intrăm și despre care vorbim. Pentru Mitchell, știrile sunt mai mult decât niște povești. Ele au o anumită temă recurentă și care leagă evenimentele mondiale de bătălia finală pentru Ierusalim. Ce înseamnă aceasta pentru tine, având în vedere că locuiești aici împreună cu familia ta și lucrezi ca jurnalist? În urmă cu 2000 de ani se spunea că toate drumurile duc la Roma. 2000 de ani mai târziu, simt că toate drumurile duc la Ierusalim. Fie că ne referim la creștinii care se roagă pentru pacea Ierusalimului mai mult ca niciodată, sau la evreii care se întorc în acest oraș și împlinesc visul de 2000 de ani, sau la musulmanii radicali care vor să facă din Ierusalim capitala unui califat, toate drumurile bune sau rele par să ducă aici. Și acum o întrebare politică despre împărțirea Ierusalimului, despre capitala palestiniană. Care este părerea ta? Nu cred că evreii vor da orașul înapoi. Nu cred că îl vor împărți. În ciuda dorințelor palestinienilor și a pretențiilor pe care le au marile puteri, cred că evreii nu vor ceda Ierusalimul și aici se va da bătălia finală. Iar această atenție sporită a lumii, acordată Ierusalimului, l-a determinat să scrie o carte. Chris, ai scris o carte, Deadline Jerusalem, cuprinde cei 12 ani de experiență, trecutul tău și tot felul de lucruri pe care le discutăm aici. De ce ai scris această carte? Este un verset în Biblie, în Vechiul Testament, care spune că fiii lui Isahar înțelegeau vremurile și au știut ce trebuia Israelul să facă. Sper că cei care vor citi această carte vor înțelege vremurile și vor ști ce să facă. Și cum ar trebui să reacționeze creștinii? Ajută rugăciunea? Aș putea spune că în aceste vremuri rugăciunea stă la cârma istoriei. Noi știm că sunt anumite lucruri care se vor întâmpla oricum pentru că aceasta spune cuvântul. Dar cred că Dumnezeu vrea să ne unim împreună cu El în rugăciune în aceste zile de pe urmă. Cum te-ai schimbat tu ca și persoană, locuind aici de 12 ani? Ce s-a schimbat la tine?
Cred că am primit o perspectivă mai bună asupra vremurilor în care trăim și am descoperit cât este de important pentru fiecare să fim pregătiți să-L întâlnim pe Dumnezeu, fie că aceasta se va întâmpla mâine sau peste 10 ani. Este așa de important să ne împăcăm cu Dumnezeu și să-L urmăm. Nu contează dacă te afli aici în Ierusalim și viața ție în pericol. Ai nevoie de El. Dacă ești undeva în New York sau Los Angeles, tot ai nevoie de El. Whether you're somewhere in New York City or Los Angeles or St. Louis, you need him. Aceasta este Belgia, țara în care eutanasia a fost legalizată în urmă cu 10 ani, iar în prezent oamenii vor să fie eutanasiați dacă sunt orbi sau dacă au avut o operație de schimbare de sex nereușită. În prezent, belgienii vor să extindă eutanasia și la copii. Conform legislației aflate momentan în dezbatere în Parlamentul belgian, minorii bolnavi cronici sau aflați în suferință pot fi eutanasiați dacă ei cer aceasta, dacă părinții sunt de acord sau dacă un expert hotărăște că acel copil este conștient de decizia lui. Proiectul de lege are susținere și așteaptă să devină lege. Susținătorii legii eutanasierii spun că este necesară și că reprezintă un act de compasiune, dar criticii spun că este o amplificare a ceea ce ei numesc o cultură a morții. Eutanasia este considerată o terapie medicală în Belgia. Nu doar că două treimi din belgieni susțin legea eutanasierii, dar un sondaj arată că trei sferturi susțin că părinții pot eutanasia copilul bolnav fără consimțământul copilului. Karin Buscher lucrează la Centrul European pentru Bioetică din Bruxelles. Un copil nu este îndeajuns de matur să se căsătorească, să cumpere alcool sau țigări, iar acum încercăm să spunem că ar putea să ceară să fie eutanasiat. Michel de Cucalor, un student la drept, este fondatorul Marșului pentru Viață din Bruxelles. Ai spus ceva interesant, că un copil nu alege niciodată să moară. Nu cred asta. Nu cred că un copil sub 18 ani care este bolnav vrea să moară. Cine-i va sugera copilului că una dintre soluții este eutanasia? Un copil nu știe ce este eutanasia. Un copil nu știe ce este moartea. Conform experților, copiii bolnavi nu vor să moară. Atunci, de ce este atât de necesară o astfel de lege? Din punctul meu de vedere, este o lege simbolică. Este o răzbunare a partidelor socialiste și liberale care vor să arate că s-a terminat cu creștinismul din Belgia. Iar din cauza acestei legi, uciderea asistată a copiilor suferinți va deveni o normalitate. Unii medici belgieni ucid deja la cererea părinților copiii care suferă de spina bifida. Soluția este să ne îngrijim de ei. Butcher spune că doctorii ar trebui să ofere îngrijire paliativă care să le aline durerea. Dar presa și partidele de stânga transmit mesajul că medicii care se opun eutanasierii sunt nepăsători. Dacă refuzi eutanasia, ești un doctor rău. Nu e vorba de toleranță, ci de discriminare. Iar valorile lumii s-au răsturnat. Dincolo de aceste cuvinte și de terminologie, de pretextul că este o procedură sigură și controlată de medici, noi le dăm medicilor dreptul să ucidă. Medicii ar trebui să vindece, nu să ucidă. Se așteaptă ca acest proiect să fie votat curând. La un summit recent, un nou studiu efectuat de Consiliul pentru Cercetare al Familiei și Institutul Liberty arată o tendință înfricoșătoare. Studiul de anul trecut a examinat 600 de cazuri de persecuție religioasă. Anul acesta, studiul pe care îl facem public are aproape 1200 de cazuri. S-au dublat într-un singur an. Un astfel de caz, studenta Audrey Jarvis, care poartă această cruce, a fost rugată să o dea jos, sau măcar să o ascundă, în timp ce participa la un eveniment al universității. Profesorul a venit la mine și mi-a spus să-mi dau jos lanțul cu cruciuliță pentru că îl consider ofensator față de noi studenți. Facultatea și-a cerut scuze de la Jarvis, dar ea nu a putut să uite supărarea provocată de acel bărbat care i-a găsit cruciulița inacceptabilă.
Cred că nu și-a dat seama că în încercarea de a nu-i jigni pe alții, vorbele lui m-au jignit pe mine. Sergentul Philip Mock slujește în forțele aeriene și a intrat în conflict cu comandantul lui, care era lesbiană, atunci când i-a ordonat să-și exprime părerea despre căsătoria homosexuală. Are de-a face cu libertatea religioasă. I-am spus în mod explicit că am o convingere religioasă care nu-mi permite să răspund așa cum mi s-a ordonat. Craig James lucra de o oră ca analist sportiv pentru postul Fox Sports atunci când a fost scos din emisie. James și Institutul Liberty spun că aceasta s-a întâmplat fiindcă un manager al rețelei nu a fost de acord cu o afirmație pe care a făcut-o James despre căsătoria homosexuală în urmă cu 15 luni într-o dezbatere politică. Știau cine sunt și care sunt valorile pe care le susțin. Am fost pedepsit și concediat din cauza convingerilor mele religioase. Fox spune că James nu era omul potrivit. Mathier și Institutul Liberty luptă ca James să-și recapete locul de muncă, iar el e încă indignat. Nu are de-a face cu Craig James. Este vorba despre un american care a avut un loc de muncă și o companie mare. I-a spus, nu te putem lăsa să apari pe postul nostru din cauza credinței tale și a principiilor pe care le împărtășești. Noul studiu despre ostilitatea religioasă cuprinde 1200 de astfel de cazuri, iar Mathier spune că se teme pentru țara lui. Amenințările cresc într-un ritm dramatic, iar acest studiu ne demonstrează aceasta. Matt Staver este de la Consiliul Liberty și luptă de partea celor credincioși. În loc ca libertatea religioasă să fie apărată conform primului amendament, oamenii religioși, în special creștinii, ajung să fie țintele discriminării. Monk spune că acum este momentul ca toți creștinii discriminați pentru credința lor să stea ferm pe poziție, în special față de ceilalți credincioși. Ei trebuie să vadă că suntem ancorați în credință, iar când vor vedea aceasta, evenimentele vor lua o nouă direcție. Mathier arată că atunci când credincioșii luptă, de obicei câștigă. Așa că doar prin acceptarea înfrângerii vor lăsa pe dușmanii religiei să triumfe. Ei au afirmat că vor să scoată pe Dumnezeu din viața publică. Aceasta se va întâmpla dacă tăcem. Acest studiu este o lectură destul de alarmantă din cauza că atât de mulți oameni sunt atacați. Profesori, elevi, guverne, afaceri, cetățeni. Toți au în comun faptul că se confruntă cu ostilitate religioasă într-o țară care pare tot mai tolerantă față de acest tip de intoleranță. What church do you attend? Right now I'm kind of in between churches. Filmul Sunt îndrăgostit de o fată din biserică arată modul în care Dumnezeu s-a folosit de o femeie ca să schimbe un bărbat. Ea l-a dus la biserică pentru prima dată, iar în final el s-a întors la Hristos. Acel bărbat este Gelly Molina, un fost traficant de droguri, în prezent pastor și lider de închinare. Acesta este începutul și sfârșitul. Tot ce s-a întâmplat între nu a fost prea plăcut. De fapt, în clipa în care m-am hotărât să-mi predau viața lui Isus, au început toate necazurile. Molina și-a scris povestea în anii în care a stat în închisoare. Credea că va fi un subiect bun pentru o carte, dar a fost inspirat să facă un film. Când Dumnezeu îți dă o viziune, îți va da și instrumentele și resursele pentru a împlini acea viziune. Iar el a lucrat în mod extraordinar cu acest film. Printre binecuvântări se află și parteneriatul cu liderul de închinare Israel Houghton, care l-a ajutat cu coloana sonoră a filmului. Când eram închis, obișnuiam să ascult un post de radio, Hallelujah FM, care difuza cântecele lui. Am zis că acest bărbat are o voce extraordinară. M-am îndrăgostit de muzica lui, iar faptul că am colaborat este ceva orchestrat de Dumnezeu. Gelly și Israel sunt acum prietenii foarte buni și parteneri de afaceri. Ei au călătorit împreună în turneu pentru a-și promova primul proiect. Am stat de vorbă cu Israel în oprirea pe care au făcut-o în Virginia Beach. Îmi place să spun povești. Sunt compozitor, dar am fost mereu fascinat de cinematografie. Mi-am împrumutat numele și vocea acestei povești pentru că am crezut în primul rând în această poveste. Îmi plac povestirile adevărate. Ca în orice poveste bună, există multă tensiune și eliberare. Este multă tensiune cauzată de consecințele deciziilor care te-au adus din nou să iei decizii. Și a fost tensiune și în spatele camerelor de filmat, provocată de decizia de a-i oferi lui Ja Rule rolul principal. Artistul de muzică rap a fost recent închis pentru deținere ilegală de arme.
doesn't want somebody like me in his church, okay? Filmările au avut loc înainte ca Jarul să meargă în închisoare. El a fost închis timp de 2 ani. Unii spun că este un infractor care joacă într-un film creștin. Galei vă va spune că și el este un infractor care a scris și a produs acest film, ca să reproduc cuvintele lui Jarul. Acest rol m-a pregătit pentru închisoare. A fost felul în care Dumnezeu m-a luat deoparte și mi-a vorbit. Iar acest bărbat a avut niște conversații puternice cu Isus. Heavy conversations with Jesus. Aceasta este mărturia lui Jarul. Iar Israel și Geli se roagă ca filmul lor să aducă și mai multe mărturii despre predare și transformare. E cineva din familia sau prietenii tăi care s-au rugat pentru tine ca să îți revii, să ajungi acolo unde ești acum? Familia soției mele, Yolanda Calderon. Îi spun mătușa Yo-Yo. Este prima dată când m-a văzut. Eram la un concert unde am vândut toate biletele. Erau 20.000 de persoane. Cântam noi și alte 3 formații. Ea a venit în spate pentru că toată familia a venit să mă vadă. S-a uitat la mine de sus în jos. Purtam un lanț gros cu diamante și mi-a spus: "Revendic talentele tale pentru împărăția lui Dumnezeu." M-am uitat la prietena mea, ea s-a uitat la mine și a trebuit să fiu un domn și să-i spun că apreciez intervenția ei. Dar în mintea mea îi ziceam: mult succes îți doresc! I pego aquela fișca, cum se cheamă? Chemată? Bișca! Bișca! Simona Caba este o persoană care a decis în urmă cu 10 ani să își trăiască viața pentru Dumnezeu și să se investească pe sine însuși pentru salvarea altora. M-am născut în Oradea, într-o familie de credincioși, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, într-o familie mare. Am crescut la Biserica Betel. Și de la o vârstă fragedă s-a deprins să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu. Momentan locuiesc de 10 ani în Africa, în Mozambic. Am învățat de la părinții mei să-L iubesc pe Iisus, să fiu pasionată. Am învățat și lucrarea de evangelizare și misiune părinții mei și acum am descoperit că din bunici și străbunici există pasiunea pentru evangelizare, pentru sufletele pierdute. Însă dragostea ei pentru Dumnezeu a condus-o spre o altă națiune în care urma să fie echipată pentru lucrarea la care Dumnezeu urma să o cheme. În anul 2002 am ajuns pentru prima dată în Mozambic, în Africa. Am mers cu o echipă de studenți. Anul 2003 s-a deschis o altă ușă, s-a ajuns tot în Mozambic. Noi am mers un alt grup de studenți. Pe vremea aceea, foarte puțini în România știau despre misiunea externă. Dumnezeu a deschis ușile și în anul 2004 m-am întors în Mozambic. De data aceasta, pentru un an, am spus eu și au spus liderii echipe Africa pentru Isus. Din anul 2004, la început era un an, încă un an, încă un an și iată că se împlinesc aproape 10 ani de când sunt acolo în Mozambic. Inima Simonei Caba s-a lipit încă de la prima sa vizită de acei copii care înconjurau grupul de misionari ori de câte ori aceștia apăreau în zone publice. Și totodată ea a fost revoltată profund de felul în care sunt percepute și tratate femeile în Mozambic. Îmi aduc aminte când am ajuns, imediat după ce am fost luați de la aeroport, ne-am oprit într-o stație de benzină și în câteva secunde am fost înconjurați de copii, copii de ciocolată, îmi place să-i numesc, că au pielea ciocolatie, frumoși, niște ochi negri. La început eram foarte revoluționară. Ce mă indigna cel mai mult era faptul că fetele erau privite foarte așa ca un bun material. Acolo căsătorie înseamnă un bărbat, un băiat, de multe ori un poligam, un bărbat cu mai multe soții. Are nevoie de mai multă mână de lucru,
Găsește o fătuță de 90 ani în apropiere, începe să plătească, negociază cu părinții un preț pentru ea, fără ca fata să aibă vreun cuvânt. Bineînțeles, este un copil. Ca la 13-14 ani, părinții să-i spună, uite, am cheltuit destul cu tine, deja ți s-a plătit prețul, ai fost cumpărată, deci tu trebuie să te muți și să locuiești cu ei. Când mergem pe jos, mergem de multe ori câte 7-8 kilometri ca să ajungem la următoarea colibă, prin pădure, de multe ori cad copaci din ăia uriași, cad în drum și noi trebuie să ne facem drum. Câteodată reușim să mergem cu mașina. Îmi place să mă duc în locuri unde n-a fost nimeni înainte, pentru că știu că la capăt ne așteaptă oameni doritori. Oameni care ne-au așteptat de mult timp. Ei sunt uimiți când întâlnesc dragoste, pentru că pentru 400 de ani ei au fost chinuiți de portughezi. Au fost torturați, chinuiți, au fost sclavi în propria lor țară. Ei sunt foarte impresionați și ne mulțumesc foarte mult, sunt foarte recunoscători când ne întâlnesc, când noi mergem și locuim cu ei, când le spunem despre dragostea lui Iisus, când le arătăm practic că iubim, sunt foarte recunoscători. În primul rând, am învățat să nu-i condamnăm. Acceptăm nu ceea ce fac ei, ci acceptăm pe ei ca identitate, cine sunt ei și de ce fac tot ceea ce fac. De multe ori, faptul că o femeie merge la vrăjitor cu copilul bolnav este pentru că o iubește copilul, deja i-au murit 3-4 copii, și dorește să-l salveze. Merge la medicul tradițional, așa se spune. În prezent, organizația de misiune Africa pentru Iisus derulează numeroase proiecte în Mozambic, printre care au fondat o biserică a bazei de misiune și lucrează la plantarea de biserici noi. Organizează călătorii de evangelizare și dețin o grădiniță și o școală biblică în care formează lucrători noi din rândul localnicilor. Organizația a demarat proiecte de alfabetizare a mozambicanilor și predau cursuri de calculatoare și de specializare în anumite meserii. Lucrăm cu familiile care sunt afectate de HIV. Avem o școală biblică unde pregătim lideri pentru bisericile care se plantează între musulmani, între locurile unde niciodată nu s-a auzit Evanghelia. Dumnezeu ridică o biserică în Mozambic. Este foarte mare nevoie de lideri. Ei nu înțeleg, după ce ai primit o veste așa de bună, care aduce atâta bucurie astăzi și pentru viața veșnică, să rămâi indiferent și să stai într-un loc. Ei înțeleg că este o veste care trebuie să fie răspândită în toată lumea, în toată țara. Aproape toți se transformă în evangheliști. Majoritatea nu știu să scrie, să citească, dar atâta cât ei au auzit și ceea ce le-a transformat viața, ei transmit mai departe. Și avem foarte multe cerințe. De multe ori nu știm încotro să mergem. Oameni care au ajuns, care au plecat kilometri întregi până la un trib apropiat, la o grupare de oameni apropiată și le-au spus că există o veste bună, că există speranță, că n-au fost creați pentru moarte, pentru blestem, pentru boli și Dumnezeu are un plan pentru viața lor.
Eu cred că a sosit timpul ca acest continent care trăia sub blestem și multă moarte și durere să se ridice și cred că Dumnezeu vrea să ridice o armată de închinători din Africa. Au o putere și o dăruire în închinare înaintea lui Dumnezeu, de la care noi trebuie să învățăm foarte mult. În mijlocul foametei, a sărăciei și a opresiunii, într-o lume în care vrăjitoria ține loc de medicină și de religie, misionarii din organizația Africa pentru Isus aduc o rază de speranță și deschid drumul către cer pentru poporul mozambican.